Ozon. Ăla e un frumușel la Ozon. Că era cineva care mi-a trăsesem pe vremuri atenția. Dambălan. Dambălan. Și nu Boca. Dambălan. Care mi-a trăsese atenția la un moment dat în viață, la un punct. Da. Ăla. Da. Ce bine că a fost doar un punct și numai multe. Până azi. Și că ar trăi la Nueva York. Au! Da, așa e. E Dambălan, ăla îmi place. Păi ăla, Nueva York. Ăla. La Nueva York? Ba da, de Aricica Bon. Acum ăla e care da, 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 da. Acum e la Moscova. Jură că e... Nu, jură. Așa, are mare. E periculos, la Moscova. Da. Și are, este la un, la o emisiune de talente în Ucraina, în juri. O avea pe maică sa foarte frumoasă. Tante Ludmila, da, prietena mea. Bună seara, copii, dar ne-a și scris un sezon trecut, Tante Ludmila, bună seara, copii. Ne-a scris Tante Ludmila, era superbă, dar ăsta mic, băi, fetiță cu Moscova și Chievura, se întâmplă ceva acolo. Fetiță, stai puțin. Ce se întâmplă acolo? Eu vreau să știu. KGB-ul venit. Taci, KGB-ule. Da. Ce a zis Șișcanu acum tocmai a scăpat un porumbel? A fost la mine acasă, Dambălan. Mama lui Dan. Da, prietenă. Concurenta poate pune o vorbă bună. Asta. Concurenta îl poate. Păi dacă concurenta e prietenă cu mama lui Dan. Păi vezi, păi vorbești prea mult. Să facă în așa fel încât să o prezinte și pe mătama. Exact. Mătama. Adică practic zi Dambălan caută mătama. Deci lui mama lui Dambălan sau lui Dambălan, ca să înțeleg cui? Lui Dambălan îmi place. Să o prezinte pe măsa mare și cu cusc. Este meu dat pe măsa lui Dambălan. Că e mișto și aia. Unde bas și unde crapă. Eu vreau să joc Chica Bomb. Încă ceva vreau să zic. Dambălan și-a făcut poză cu câinele meu și a pus-o pe Instagram-ul lui. Wow. Arată-mi în față și aduc câinele să mă pup cu el. Unde mergi tu astăzi îmbrăcat? Așa că eu am venit la Bravo. Ia uite-ne. Vă place, nu? Da. Mi se pare că s-a înveselit pe ecranul televizorului. Da? Nu? Uite ce. Da. Eu merg cu copiii la sărbătoarea recoltei. Se ține și la noi așa ceva? Da, se ține, în Otopeni, da. În Otopeni, a. Noi în Otopeni stăm, da. Păi și la mine în Tunar s-ar putea ține, vorba aia, suntem vecini acolo, deci acolo la totul este în regulă. Țară, e frumos, da. Bun, ai luat ieri 3 steluțe din partea juraților, lucru care te-a emoționat. Și acum ați marcat de eveniment. Dar care a făcut furor cumva în rândul fetelor, ele spunând că nu ai meritat cele 3 steluțe. Da, vă așteptați ca Cristina să ia 3 steluțe? Eu nu, eu am zis că nu. Mie nu mi-a plăcut ținuta. N-am înțeles nici ținuta asociată cu povestea. Nu, dar lipsea un element din ținută, așa nume pantaloni. Da. Vorbim serios, îmi pare rău. Mi se pare că a lipsit atitudinea de ținută. Și atitudinea, în primul rând, da. Eu eram convinsă, dar... Da. Adică nu m-aș fi așteptat să o văd așa și asta m-a apreciat. Eu tind să cred că nu s-a simțit bine în ținută oricum. Oricum și am văzut-o mai... Cele 3 stele, sincer. Da. Chiar cred că a fost un pic. Pentru că, uite, mai repede aș fi pentru trei stele ieri. Da, și eu. Cât astăzi, adică le compar. Uh-huh. Și eu am schimbat la un dat registru și am venit rock și n-am luat 3 stele. Adică, înțeleg să punctez că și-a schimbat zona, da. Na. Da. Am fi. Așa e, cred că e un caracter din ăsta mai puternic. Chiar mai rece. Mai rece, da. Puternice suntem toate. Da, bine, puternic cumva epatând în chestia asta, știi? Cred că e un om mai rece. În general. De asta nici nu înțelege cumva relația dintre noi, știi? Și iar mi se pare exemplu asta să spui, vai, nu e nimeni prieten aici și vai, Raluca, nu trebuie să le gândești așa, dar așa le simt de ea. Acum, că e bine, că nu e bine, ține de fiecare parte. Dar e dovedită, parte. Când a plecat Gina, am plâns, mi-a părut rău că a plecat. Adică și nu tu, poți... Bianca, la fel. Adică... Nu poți să fii și să tragi o concluzie că, vai, noi am plâns sau că simțim niște lucruri că suntem false. De fapt, noi nu le simțim. Dar credeți că va veni ziua, să presupunem că ea va rămâne un pic mai mult și vor veni alte fete. Credeți că va veni ziua când Cristina va spune, da, va avea dreptate? N-aș crede. N-aș crede că o să vină ziua aia. Nu știu dacă se atașează foarte mult de oameni. Nici nu o cunosc. Dar la cum o văd acum, că nu-și dorește să se atașeze, nu știu ce să zic. Dea? Da, nu neapărat că n-am meritat, dar mi s-a părut un look incomplet. Adică aș fi vrut ca acel adică? Tricou să fie mai lung sau să aibă pantaloni, din punctul meu de vedere. Adică îi lipseau pantalonii? Da. Eu am simțit că nu era look-ul complet. Ar fi trebuit să fie, nu știu, ori un tricou lung, ori o pereche de pantaloni. Mm-hmm. E strict părerea mea. Am vrut și eu să fiu mai sexy. Dar nu prin lipsa hainelor ești sexy. Ești sexy oricum și în seara asta ești mai sexy decât aseară. Da. Atitudinea atunci. Mai ales cu leveranța aia. Ce zici, Bia? Cu pepenele ăla în mână e sexy rău. Mie îmi place. Vrei să guști un pic din ea? Da, vreau. Vrei o felie? Vrei o felie de pepene?
Dar avem aceeași discuție de ea pe care am avut-o cu Cristina zilele trecute, da, în ceea ce privea pe Bia. Păi da, că sunt cumva păreri și păreri. Da. Eu așa am simțit. Acum, sinceră să fiu, eu oricum mizam mai mult pe ținuta cea albă la care nu am exact primit același lucru l-am nicio și steluță eu, și la asta eram așa, cu inima îndoită. Adică, fix asta am văzut și eu, adică chiar am dat exemplu ăsta și am zis că și mie mi-a plăcut mai mult surprizele cea de ieri, dar exact. S-a văzut la defilare, că n-aveai așa mare încredere în tine, dar după ce ai luat steluțele... Am zis eu că eu nu pot să mint. Asta este. Raluca, da, ți se pare Cristina genul de persoană foarte rece, mai distantă? Da. Mi se pare rece, mi se pare uneori agresivă. Da, am declarat lucrul ăsta. Tocmai de aceea cred că nu a înțeles faptul că eu m-am atașat de fete. Uh-huh. Și cumva ți se pare puțin nefiresc din punctul tău de vedere. Poate dacă o să stai mai mult cu noi, o să-ți schimb părerea. Ok, sau nu. Dar nu vorbi în numele tuturor fetelor, vorbește în numele tău și vreau să-mi definești ce înseamnă agresivă. Verbal. Verbal? Da, ai fost agresivă cu mine. Agresivă verbal? Știi ce înseamnă a fi agresivă verbal? Mie mi s-a părut că ai fost agresivă. De când sunt aici în concurs, aproape că nimeni nu a fost agresiv verbal. Ai fost. În nu atitudine a fost nimeni ai fost agresivă. Agresiv verbal înseamnă ceva foarte... Ok. Foarte dur și foarte mult, adică... Ai fost agresivă cu mine. Sunt mie cuvinte așa mari care nu... Ai avut două remarci. Destul de... Cuvântul puierin și smart nu sunt agresivități verbale. Nu sunt. Sub nicio formă, din punctul în orice de text ai căutat și în orice context l-ai folosi, bine, nu au cum să fie. Poate că eu sunt un om mai sensibil și l-am perceput altfel. Agresivitate verbală este cu totul și cu totul altceva. Bine, Cristina, de ce ne învârtim așa în jurul... Nu ne învârtim, eu sunt foarte directă și concretă. Eu nu mă învârt. Am spus eu ți-am dat argumentele plauzibile ce imediat. Privești. Ai spus că aveai impresia despre mine că sunt inteligentă sau mai inteligentă, nu știu cum, nu mai țin mai smart, exact, da, așa. Iar ieri ai spus că reacția mea sau că... Nu, strategia este puierilă. Puierilă. Da, da. Mamă, o să reluăm infinit această... Păi, în urma acestor remarci ale tale, eu am spus că tu ești agresivă. Asta nu este agresivitate. Așa mi se pare mie, tocmai spun că sunt un om mult mai sensibil decât tine. Nu deții proprietatea termenilor atunci, uite. Nu deții proprietatea termenilor. Care e relevanță? A fi agresiv înseamnă altceva. Faptul că eu am catalogat o strategie drept puierilă nu înseamnă agresivitate din partea mea. Dimpotrivă. Așa cum și tu ai o părere despre ea și ea... Hai, Calina, ce spun eu și ce spui tu? Nu! Păi da, asta e! Acum te baci tu așa ca musca în lapte. Dar ce? Eu am voie să vorbesc, stai puțin, că acum m-am enervat. Eu n-am voie să enervat? Nu alta, Zai, mamă, nu mai sensibilitezi pe aici. Cristina, dar și tu e greu. E greu, știu că e complicat. Și tu vezi de ce ți-a zis că ești agresivă? Probabil din cauza asta. Din ce cauză, Calina? Păi de ce mi-a zis că te mă bag ca musca în lapte? Eu n-am dar vorbeam cu Raluca, pe bune, adică aveam, noi avem o chestiune. Și am ascultat discuția și cu părerea. Care este problema? Bine, Calina, haideți cu părerea atunci. Mai sunt și alte concurente care împărtășesc părerea Ralucăi, asta spune Raluca, da, de ea? Într-o formă sau alta, da, dar nu neapărat că Cristina în sine, în viața ei de zi cu zi, e un om rece. Și cumva, raportându-se la noi și la părerile noastre, nu le înțelege, nu înțelege sensibilitatea care asta. Voi? Vreau să știu exact care sunteți voi, cu nume. Dar eu am vorbit despre mine, că m-a întrebat dacă și eu am. Bine, eu. De ea, Raluca. Și sunt și eu cumva. Alexandra. Asta încercam să explic și asta seara trecută. De ce? Că sunt rece. Nu, că pare un paradox, că deși suntem într-un concurs și acest atașament n-ar avea ce să caute sau ar putea fi interpretat ca fiind unul fake, el există. Niciuna nu vă se dragă, niciuna dintre voi. Asta n-ai cum să știi, Oana, e generalizare foarte urâtă. Pe rând vă rog, de unde știu? Pentru că eu mă uit la unele dintre voi, nu vreau să dau nume, când defilați una și cealaltă. Vă uitați de parcă v-ați împunge, fetelor. Nu e așa, asta e foarte urât ce zici tu și eu ce am mea. Nu pentru că văd cum vă uitați unele la celelalte. Eu cred că într-o competiție nu poate exista prietenia adevărată. Păi n-am spus nimeni că există prietenie adevărată. Am spus că ne suntem dragi. Dar stai puțin, ea se poate dezvolta după ce deci, ești în competiție. În primul rând că atunci când defilează una sau alta, vă uitați de parcă i-ați luat capul. Așa că nu dar nu dai nume, nu zici cine, Oana. Nu am părere. Eu cred că se pot crea prietenii chiar dacă se pare... De ce trebuie să fiți invidioase? De ce trebuie să fiți invidioase una pe cealaltă? Vă rog!
Mi se pare deja adică deplasat să spun că dacă mie Oana mi-e dragă, eu sunt falsă și spun chestia asta să dau bine la televizor. Nu, așa mi se întâmplă. Ce s-a întâmplat? Falsă, eu n-am zis despre niciuna că este falsă. Hai să vorbim despre ținuta pe care o propune Raluca. Cristina. Lea. Îmi place ținuta, cred că singurul element pe care l-aș fi scos din treaba asta ar fi geanta, deși e un element cumva amuzant. Îmi place, îmi place cum stă cu pălărie, mie îmi place ținuta de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Drag. Hai să vedem ce spun jurații, Cristina și Șicanu, în fața lor. Cristina, uite, eu aș vrea să ilustrez o treabă. Ăsta e Dan Bălan. Știi de ce plâng? Asta-s eu, să-i spun maică-să. Hap! Asta vreau să fac eu cu Dan Bălan. Adică am ilustrat situația. Să țin de gât așa și eu măcar. Am înțeles. Auzi, Cristina, fianet. Da. Măi, ținuta pe care o porți astăzi, tot o ținută instagramabilă, văzută, paravăzută, etc. Sandalele sunt moderne. Nu sunt sandale de scumpe ca cele pe care le-ai purtat zilele trecute. Da. Sunt la fel de frumoase sau urâte, depinde cum le vezi, ca cele pe care le purtai zilele trecute. Deci la se potrivesc cu rochia asta. Nu, îmi plac, se potrivesc cu rochia asta. Îmi place și canotierea. Pe Perela l-am văzut sezonul trecut la altă concurentă, cred, sau acum două sezoane. Însă eu spun altceva. Te provoc, da. Eu îți dau astăzi stea pentru ținuta pe care o ai, pentru că este o ținută primăvăratică și se știe în competiția asta deja că ce e de primăvară e frumos. Te provoc să-mi faci o ținută extraordinară cu pantofii cu care veni la prima ediție. Că știi de ce nu ți-am dat astea la prima ediție? Ținutele la care se vede că te străduiești atât de mult. Tu ai mizat totul pe ținută. Erai sigură că ești Dumnezeu pe pământ care a coborât și ne arată stil. Mă rog, nu chiar așa, da? Era greșită ținuta. Și când te văd așa cu aplombul ăsta, când tu ești o fată cu stil, Cristina, da. Când te văd cu aplombul ăsta și văd în câte puncte ești șchioapătă ținuta, de asta nu ai luat stea. Te provoc să faci o ținută perfectă cu acei pantofi, aștept să-i văd cât vrei tu săptămâna viitoare cealaltă. Că... Aole, da. Bun. Ținuta de astăzi îmi place, dragă. Aruncă pe perele. Mie nu-mi place geanta, am urât întotdeauna acest pe... Nu, stai că m-ai murit și... Măi, fetelor, dacă eu spun ceva sau am murit, nu trebuie să aruncați acest. Păi voiam să arunc și când a zis Raluca, dar... E urâtă, e... Asta e reținută, nu ai reținut de ambalan din ce am zis eu. Ba da, aia e literă de lege. Da. Iau geanta înapoi? Nu știu dacă... Da, iau pentru că mai e un jurat. Păi da, nu prea e... Că tu ți-ai ales-o, tu ți-ai ales-o râțenia. Da? În schimb, așa, per general, îmi place ce ai făcut astăzi. Nici prea, nici... Foarte. Și eu cred că o să-ți dau, deși iar e nedrept. Am vrut să zic ceva, mai bine tac. Da, mai bine tac, da. Exact. Taci, că altfel nu-ți mai dau. Mai taci. Ia stau și număr, am numărat până la 30 așa, și am așa, tăcut. Așa. Chiar nu-ți vine rău. Fii atentă, când iei Pepe în Lela, da. Strobegul. Că e o rafia aia, e o strobeagă, da, e o exact, așa. Da. Nu pui și strugurei în urechi. Și pepeni, și struguri. Moris, mă duc cu Oana Radu, măcelarea mică cu banana. Sunteți prea pe fructe. Asta mica mea să se... Prea pe fructe, vreau și o legumă, vreau și un castravete și un gogoșar. Și păi lumăsa mare cu morcovras, păi o salată de vară. Nu poți feiță doar cu pepeni și cu struguri și cu banane. Înțeles, deci nu salată de fructe. No, no, că prea... Noi seara nu mâncăm. Da, da. Exact. Da. Deci? Noi seara nu mâncăm. Dar în schimb putem merge în orice seară la Moscova. Doamne, ferește, nu vine să cred. Ce m-am... Asta-ți vie. Uite ce pereche frumoasă aș face eu. Mate-o, bravo, ai stil. Cătălin. Raluca, nu e pentru tine. Bravo, ai stil. Eu vreau oricum tu să-i zici. Da, bine. Îmi fac și o reclamă. Stai puțin. Îmi fac și... Oh. Băi, ăsta e Dan Bălan. Cred că m-a auzit. Bine. Ai auzit arhivamentul meu cu Dani? Ia-s-i. Dani truchează niște poze, eu cu Dan Bălan în poziții decente. Da. Și le punem pe afiș. Șerge-te-n barbă, că ai ruj. Am mâncat gogoaș. Da. Nu de la Dan Bălan. Am ruj aici? Hai bă, și nu mi-a zis nimeni că am ruj aici și am făcut testimonial cu rujul acolo. Mă linsesem cu Dan Bălan.
și vreau să se pună pe ecranul ăsta pozele cu mine și cu Dan Bălan. Și dacă într-o bună zi Dan Bălan așa vine și mă întreabă ce vrei. O să se uită la emisiune și zic, ia uite-vă, bă, ce, uite-mă cât de plăcut sunt la emisiunea asta. Să vin pe aici. Să intre pe porți într-o zi. Ce faci? La crezi că mă bagă în seamă? Pe mine nu le vede pe fetele astea tinere? Nu, să zicem da, că te bagă în seamă. Ce faci? Îs mai bătrână. Hey. Le vrea pastele de 20 de ani. Cine dracu vezi, vrea un băbău ce ca faci? Mine? Ce fac? Da. Direct! Atac! Atac direct! Atac! Să nu mai am omul scăparea asta fac! Cea, băi, ți-ai mai spui că ce-a fost nu s-a pierdut, mai am încă. Iată. Iubite. Păi nu s-a pierdut. Păi nu s-a, păi uite. Nici n-am știut unde să mă uit la regină care zicea că nu s-a pierdut. La cuscră te uiți când vine vorba despre anumite subiecte mai jos menționate, vă uitați la cuscră. Sau la Cristina care a pupat-o pe Bia, explică-mi gestul. Așa s-a întâmplat, că exact când am trecut pe acel pod ți s-a arătat Bia în cale. Exact, dacă era altcineva. Păi, acum ar fi să citești în presă peste vreo lună că Bia Rus s-a retras ca fugit la Havana cu Cristina Șișcanu în drăgoste nebune și-au fugit în lume amândouă. E mișto asta cu Havana. Da.